În codul muncii au apărut recent trei modificări importante care vin în favoarea angajaților. Prima dintre ele face referire la contractele de muncă cu timpul parțial de lucru, adică acelea cuprinse între o oră pe lună și 7 ore pe zi, și prevede sancționarea angajatorilor pentru nerespectarea acelor perioade. De la o oră pe lună până la 7 ore pe zi, ca să nu fie o normă întreagă de 8 ore. Asta este contractul cu timp parțial. Aici, dacă până acum codul muncii spunea că primirea la muncă în afara intervalului orar stabilit prin contractul individual de muncă se sancționează, acum codul muncii vine și modifică această sintagmă și spune că primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor. Deci, dacă muncește mai mult decât este în contract, se consideră o muncă fără forme legale și se sancționează cu amendă de la 10.000 la 15.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. Este o așezare mai clară și mai corectă, din punctul meu de vedere, a ceea ce înseamnă contractul cu timp parțial. Pentru că foarte mulți angajatori se foloseau de acest contract cu timp parțial și spuneau se află la serviciu pe 2 ore și ori de câte ori mergeam în control, ni se spunea, păi acum a venit, este trecut în condică între 10 și 12 sau între 12 și 14 sau și el era în timpul intervalului, chiar dacă el lucra 8 ore pe zi. Conform lui Adrian Bozdog, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, angajatorii vor fi sancționați și pentru așa zisa muncă la gri. În această situație, în care se află aproape 2 milioane de români, angajatul primește o parte din bani conform contractului de muncă, iar cealaltă în plic, cum s-ar spune, suma din urmă nefiind fiscalizată și mai ales neconstituindu-se ca și contribuție la pensie. Ce înseamnă munca subdeclarată? Reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel trecut în contractul individual de muncă. Se știe că sunt foarte mulți, din informațiile mele, undeva la peste 1,9 milioane de români primesc bani în plic. Este foarte greu de dovedit acest lucru până acum, pentru că nu exista definirea muncii subdeclarate undeva în legislație. Acum Codul Muncii vine și modifică această lege, ordonanța de urgență modifică această lege și spune clar ceea ce înseamnă muncă nedeclarată. Sperăm să putem scoate la alb această muncă la gri, pentru că munca subdeclarată este muncă la gri, nu e muncă la negru, dar e muncă la gri. Ceea ce se primește în plic este un venit neimpozabil, neimpozat, nefiscalizat și până la urmă afectează în mare măsură bugetul statului, dar dacă ne referim strict la salariat, aici putem spune că îl afectează la pensie. Amenda stabilită de către legiuitor este între 8.000 și 10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată că nu încasează un venit net real. Prezent joi în emisiunea La Subiect, difuzată de 1TV Deva, șeful ITM Hunedoara a prezentat și cea de-a treia modificare a codului muncii, prin care angajatorii pot fi sancționați pentru întârzierea cu 30 de zile a plății drepturilor salariale. Sancționarea angajatorilor care nu plătesc salariul angajaților. Este un articol nou introdus în Codul Muncii care spune că dacă în termen de 30 de zile de la data expirării timpului de acordare a salariului angajatorul nu plătește aceste salarii, noi putem sancționa acest lucru. Până acum trimiteam pe toată lumea în instanță. Există posibilitatea de a obliga prin sancțiuni pecuniare să plătească aceste salarii. Și mai este o chestie care iar îmi place și mă bucur că există în cadrul acestui articol, contractorii răspund în solidar cu subcontractorii pentru neplata drepturilor salariale. Adică dacă am o lucrare, sunt contractor principal, am subcontractat unei firme care nu plătește salariile, răspund în solidar cu subcontractantul pentru neplata salariilor până la momentul plății acestora. Iar amenzile sunt mari pentru neplata drepturilor salariale, este între 5.000 și 10.000 de lei pentru fiecare persoană căruia nu se plătește salariul. Este de menționat că sancțiunile către angajatori pot fi retroactive, iar cei de la ITM Hunedoara vor face controle pe aceste teme, așteptând totodată sesizări din partea angajaților care se află în situațiile mai sus enunțate.